Fiecare are dreptul la părere, dreptul la alegere. Am mai zis-o pentru tine, pentru mine. Ce îi? Cum e alegerea? A picat fisa. Și mă uitam acum la o înregistrare a cuiva. O să te păcălească mintea, nu e realitatea, de fapt, nu e din punctul lui de vedere care a înregistrat, da? A făcut înregistrarea cum înregistrezi și tu. Asta e adevărul. Tu înregistrezi adevărul tău și spui, aia nu e realitatea. Normal că nu e realitatea ta, dar lasă-i și să fie realitatea omului. Omul crede că e realitatea asta, da? Orice. Totul ce e real, încă o dată, e realul dinăuntru tău. Dar asta e realitatea mea, a ta. Tot ce e real e doar înăuntru. Altuia realitatea poate fi tot ce e real, e în afară, înăuntru nu nimic. Tu ce treabă ai cu, da? Lasă omul să se bucure de realitatea lui. Că rudele tale, să se bucure de, că colegii tăi, să se bucure de realitatea lor, care de fapt îi înconjoară și nu e înăuntru. A ta, realitatea unde e? Înăuntru. Good for you. Enjoy.